Oamenii spun că viața este ca o călătorie. Poate așa e, poate nu. Dar eu sunt aici să mă asigur că ți-ai plătit cursa. Vezi că e supărat șeful. Mhm. Hai înăuntru. Trage ușa după tine. S-a întâmplat ceva, domn director? S-a întâmplat. E de rău? Ai pus-o. A fost supărat toată ziua. De ce te bagi? Stai în banca ta și scrie acolo. Măi, eu când te-am angajat, am zis că am în față cel mai bun controlor din lume. Doar din lume? Taci din gură că nu te felicit. Ce scrie acolo? Ai ajuns? Ce scrie la prima pagină? Septembrie 23. Acu' e ziua. Ai rechiziționat automobilul unei mame care își ducea copilul la școală. Doar ca să prinzi un fugar care nu și-a plătit biletul. Oricum se chinuia de o oră să parcheze. Distrugerea de bunuri în valoare de 200.000 de euro. Pentru o amendă de 50 de lei. 100 de lei dacă nu este plătită în 24 de ore. I-ai băgat rama de la ochelari în picior. N-a mai fost așa rapid după, nu? I-ai mușcat câinele. Eu l-am mușcat primul. Mă, băiatule, tu ai o scuză pentru orice zic? Percheziții în autobuz. Ai tras doamne de batic. Ai gâdit la barba unui moș. Sunt grupuri de studenți care se costumează în pensionari ca să meargă gratis. Păi gata, gura! E suspendat. Legitimație de controlor, vesta și tot ce ai. Deci așa rămâne, nu? Așa rămâne. Și cu cine ești pe teren? Cu ăsta? Nu cu el. De unde e pistol? Ia zi, te-a pus să cobor la prima, a? Excelent, da. Dar oricum e mai bine așa. Fără vestă și legitimație, nici o să știe cine i-a prins. Controlul dezlănțuit! 3.